Aflat la 20-a ediție, concursul de creație literară pentru elevi Iuliu Suciu și-a desemnat ieri câștigătorii. Evenimentul a avut loc în sala festivă a Casei de Cultura Sindicatelor, acolo unde funcționează Cenaclul Literar Silvania, cel care a organizat acest concurs. Potrivit președintelui Cenaclului, inspectorul școlar Marcel Lucaciu, în concurs au fost înscrise 17 grupaje de poezii sau proză, pe care un juriu din care au făcut parte scriitorul Ioan Pițoiu Dragomir, Daniel Hoblea, reprezentantul editurii Caiete Silvane, fosta jurnalistă Iliana Petrean Păușan, Daniel Săuca, managerul Centrului de Cultură și Artă Sălaj și, bineînțeles, Marcel Lucaciu le-a evaluat și clasificat. Astfel, cel mai bun grupaj înscris în concurs îi aparține Cristinei Chițu, elevă în clasa 11 la Colegiul Național Silvania Zalău, care a primit premiul Iuliu Suciu, înmânat la soția Regalia Suciu. Secțiunea de proză a fost câștigată de Enoch Culcear Robert Emanuel de la Liceul Teoretic Iona Gârbiceanu Jibou. Premiul al doilea a fost acordat Cristinei Talpoș de la Colegiul Național Simion Bărnuțiu Șimleu Silvaniei, iar premiul al treilea a revenit elevei Iris Chirali de la Colegiul Național Silvania Zalău. La poezie a câștigat Bianca Temeș de la Liceul Pedagogic Gheorghe Șincai Zalău. Pe locul al doilea s-a clasat Dana Kende, elevă a Liceului Teoretic Iona Gârbiceanu Jibou, iar pe locul al treilea colega sa de liceu Lavinia Chira. S-au acordat la această secțiune și două mențiuni care au revenit elevilor Lucian Cupșa și Cristian Vulpe, ambii de la Colegiul Național Silvania Zalău. Pe lângă premiile în bani și cărțile acordate de organizatori, elevii premiați au primit în dar și un recital instrumental susținut de violoniștii Ionuț Dârjan și Darius Stoica.